Școala Tudor Vladimirescu din Târgoviște a fost gazda tuturor personajelor horror din filme și din povești. Elevii s-au întrecut în costume special create pentru a te înspăimânta. Mare sărbătoare aici la Școala Tudor Vladimirescu. După cum puteți vedea în spatele meu, sunt vrăjitori, vrăjitoare, prințese și mulți monștri. De altfel a devenit o tradiție ca în fiecare an de Halloween aici la Școala Tudor Vladimirescu să se organizeze un carnaval. Prima dată când vii la balul de Halloween? Nu, am mai fost și anul trecut și am câștigat. Ai câștigat anul trecut și anul ăsta o să câștigi? Nu știu. Ce personaj ești tu? Mireasa Întunericului. Mireasa Întunericului. Și de unde ai văzut personajul? De pe net. De pe net? Cine te-a ajutat să găsești costumul? Cine te-a machiat? Părinții. M-au ajutat părinții, au fost foarte drăguți. Și cu ce se ocupă Mireasa Întunericului? Păi îi bântuie pe copii în ziua de Halloween. Și tu pe cine ai bântuit aici? Mai pe toți. Tu ce reprezinti? Eu reprezint o prințesă. Eu reprezint o vrăjitoare. Am organizat, iată, un mini-spectacol, dacă putem spune așa, cu ocazia sărbătorii de Halloween. Ne-am strâns toți cu mic, cu mare, să sărbătorim, iată, prin programe artistice diferite, o gamă variată de melodie, dansuri. Va fi o seară de neuitat, o seară memorabilă, pe care cu siguranță toți copiii o vor aprecia. Carnavalul de Halloween este organizat de Școala Tudor Vladimirescu în fiecare an. Doamna director, a devenit o tradiție aici la Școala Tudor Vladimirescu să aveți un carnaval, să spun așa, în fiecare an de Halloween. E adevărat și ne bucurăm, copiii îl primesc cu mare drag. Sunt extrem de entuziaști, după cum vedeți, se costumează. Noi am împărțit anul acesta în două etape. Am avut de dimineață cu ciclul primar, cu clasele pregătitoare a treia și clasele a patra au vrut să participe împreună cu cei de gimnaziu, de la 5-8. Ei sunt extrem de implicați. Această activitate este organizată de către Consiliul Elevilor și cu sprijinul cadrelor didactice, bineînțeles. Sărbătoarea de Halloween pentru ei a reprezentat și reprezintă un moment de bucurie, să fim împreună, să simțim că întotdeauna putem să ne distrăm, dar să și învățăm ceva. Ei vor să învețe că tradiția aceasta nu vine doar din spațiul anglosaxon, ci are și ceva comun cu Sfântul Dumitru și nu de aceea ne-am gândit să o legăm și de sărbătoarea de Sfântul Dumitru. Următoarea mare petrecere pentru elevii de la Școala Tudor Vladimirescu se anunță a fi în apropierea Crăciunului.